Dar n-am mai avut probleme. Am condus și până în Anglia, am învățat. Am avut o muncă, dar conduceam ca lumea. Asta înainte nu conduceam ca lumea la muncă. Mă duceam din an în Paște să... nu știu ce, cu niște facturi, cu niște dale la un beneficiar. M-am plimbat astăzi în București. Am fost la Bucur-Oboriu. Prima dată, mai de dimineață. Știi ce, ai auzit de kombucha? Kombucha e o băutură care se face cu ceai negru, ceai verde, poți să pui și alte ceaiuri, zahăr și ciuperca asta, care e ca o, așa, o dai așa de, o pui deasupra. Și pui zahăr și aia fermentează, faci o băutură acidulată, așa, ciuperca aia mănâncă zahărul, și face o băutură acidulată. Eu o las așa mai spre oțet, așa. Să fac așa, mai spre oțetit, așa. E foarte bună pentru organism. Am avut și chefir de lapte, dar când am plecat în Anglia, s-a pierdut, l-am dat la un prieten, ăla n-am mai făcut. Chefirul e o băutură iar foarte bună. Căsătorit? Nu. Pune mâna și căsătorește. Eu sunt și divorțat. E greu singur. E bine, e sănătos? Foarte bine. Să dau telefon la București și despre faptul că nu mi-apare pe platforma. Da, acolo la București trebuie să mă. Și de asemenea, să propun să facă un fond pentru sinistrați. Să pună, na, ca să cine nu poate să ducă la muncă, să pună și un ban acolo. 500 de lei, 1000 de lei acolo, fiecare cum poate. Pot să-mi las eu munca să mă duc acolo la... Și nu mai sunt eu om de lopat, acum să dau la lopat. Am și eu... Eu lucrez în construcții. Am lucrat în construcții, am experiență. Am lucrat efectiv. Am școală, facultate de instalații pentru construcții. Și
se face și, am făcut și construcții, și instalații, și, da? Nu mai pot eu să mă duc acolo să muncesc. De acum mi-e scârbă să mai merg în București cu mașină. Ați mers cu noi cu mașina? În București cât am lucrat, da. Cu mașina firmei sau dumneavoastră? Cu mașina firmei. Atunci e bine. N-a fost, adică era bine, dar trebuia să te degrăbești, atenție, eu trebuia să aduc materiale de la Romstal, de la alte firme de instalații, oamenii unde lucra, le trebuia materiale, mă duceam, luam, le duceam în vreo două, trei locuri, adică pe trei echipe le duceam materiale și să urmăresc lucrările și alea.